Orban să piardă alegerile în Ungaria. Ce se întâmplă cu investițiile guvernului maghiar în România? Ok, poate e o chestie pe care poți să spui, domnule, ne depășește pe noi aici la Sfântul Gheorghe. Dar sunt convins că se discută, adică inclusiv la voi în club sunt discuții, tu cu șeful mai discutați. Uite, domnule, Orban e în al doilea în sondaje sau al câtelea e? Chiar ne depășește acest lucru, dar cum am zis și noi, normal că susținem pe domnul Orban, că chiar că ajută okay. unde poate. Da. Pe noi nu pot să zic că ne ajută, că noi trăim din sponsorizări, așa că noi nu avem nicio treabă cu dânsul, dar cum am zis, normal, ce ajută și sportul, normal că vrem să câștige el. Pentru că există riscul ca finanțarea să nu mai continue. La noi nu se pune problema, cum am zis, noi trăim din sponsorizări, așa că la Academie, care unde vin ceva bani de acolo, așa că noi n-avem nicio treabă. La Academie, da, ok. Dar tot de club ține Academie, adică nu e... La copii și junior, normal, că la copii și junior e altceva.